Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din și cu Minecraft Enigmatică. Revenim aici cu episodul numărul 3 după două alte episoade. Fucking logic, right? Right. Fraților, în ultimul episod nu v-am lăsat și nu aveam toate chestiile astea pentru că am decis eu să mă joc un pic așa între videoclipuri. Pentru că mă plictiseam și nu chiar puteam să joc în același timp, să filmez, de fapt, puteam să joc, dar nu puteam chiar să filmez pentru că diferite detalii. Așa că am zis, bă, hai să pun un pic timpul ăsta care vreau să mă joc în modul ăsta frumos la lucru, timpul la lucru și poate să fac două, trei chestii. Am reușit să citesc ale voastre comentarii pe videoclipul numărul 2, deci ultimul videoclip, despre modul ăsta și ați zis voi, bă, nu te chinui să-ți faci unelte din diferite, deci nu poți să-l tai, bă. Nu te chinui să-ți faci unelte noi din diferite materiale pentru că poți să-ți faci sharpening kit. Asta și m-am interesat un pic, m-am uitat pe YouTube și am citit două, trei chestii și printre care am și căutat chestia asta numită sharpening kit. Pentru cei ce nu înțelegeți, înseamnă kit de ascuțit, practic piatră ponce sau cum dracu vreți, da, pentru sabii sau, mă rog, topor. Vedeți aici, am destul de lucruri, am niște săbii noi, săbiile astea, am craftat sabia asta de flint ca să mă bat pentru că asta de cactus se duce acuș. Am un pickaxe de stone care nu cred că l-aveam în episodul trecut. Ăsta de flint care e a nostru, numai că de data asta i-am schimbat bățul. Am observat că dacă facem băți, dacă punem băți de lemn, are mai multă durabilitate, că dacă faci băți de flint, îi scade durabilitatea sau ceva de genul. Vedeți? Woodbinding și rod. Citiți acolo flint to rod minus 60 durabilitate pentru această lopată. Bun, și am stat eu și m-am gândit, bă, ori facem pickaxe din flint, ori din stone. Și habar n-am încă. Mă gândesc că, bun, ok, flinta să avem peste tot și stă la fel. Aici am minat și o să vă învăț eu o tehnică care probabil știți. Am reușit să fac, sar din una alta, dar nu contează. Am reușit să fac aici foarte mult compressed cobblestone și aici văd că mai avem niște cobblestone. Prima aici. Am pregătit eu chestia asta, vreau să-l umplu. De ce? Pentru că fratele vostru s-a gândit așa. Bă, dacă tot am astea și trebuie să le cresc acolo XP-ul, vedeți? Păi de ce nu mă duc eu să fac vein mine? Și am făcut vein mine. Am făcut foarte mult stone și am descoperit chestii. Să facem vein mine acolo. Ca să luăm chestia aia. Folosim asta de stone pentru nu știu cum, dar parcă mi se pare un pic mai ok. Tocmai l-am spart. Am impresia că nu am sunet. Da, în sfârșit. Sunet. Yay! Bun, hai să nu că nu e asta. Deocamdată cobblestone-ul e mai important. După cum puteți observa, nu pot să vă arăt cu degetul că n-am cum, că ecran, dar dacă vă uitați acolo la inimile mele, am două inimi care sunt portocalii. E din cauza la nutrimenți. Avem proteine 100% pentru că tot am omorât zombalăi și le-am pus carne acolo. Și gen s-au făcut chestii de astea și asta dă proteină. Și mi-am urcat proteina în felul ăsta, știi? Bun, noi acum o să avem nevoie de niște stone totuși. Ca să reparăm pickaxe-ul. Uite, deja level adept. Putem și acum folosim lucrul ăsta drept. Nu știu, chest sau ceva. Bun, aici nu văd că nu avem nimic. Hai să vă arăt un backpack pentru că am pescuit, fraților. Am pescuit în fiecare noapte, pescuiam toată noaptea. Am distrus asta, cum se cheamă? Zi-mă. Undița, am distrus-o, dar am pescuit alta cu Lack of the Sea, Mending și Unbreaking. Vreau să facem ceva cu XP ca să creștim durabilitatea chestia asta. Pentru că are Unbreaking și Lack of the Sea și Mending. Am pescuit asta, XP boost foarte bun, multishot 3, genial, Withering și mai șmecher. Și încă o dată Unbreaking și XP boost 3. Poate eventual să le combinăm chestiile astea. Mi se pare destul de interesant. Foarte mult pește care noi acum o să mergem să-l prăjim pentru că vroiam ca să vă arăt că am făcut rost de pește și de unde peștile ăla.
Fac și ceva, o să-l transformăm tot în raw fish, pentru că ocupă mai puțin spațiu. Și având în vedere că ocupă mai puțin spațiu, putem spune mai mult la, nu știu, prăjit. Și am omorât, chiar acum au trecut noaptea înainte să deschid episodul. Și am reușit să omor un schelet. Foarte greu să omori schelet și chestii de-astea în jocul ăsta. Și mie așa mi se pare. Creeperii sunt foarte infernali. Scheleții nici nu mai zic. Și pentru că o să avem nevoie, avem planuri în episodul ăsta, trebuie neapărat până la sfârșitul episodului să reușim. A, dacă mai avem aici un pește. Să reușim să facem noi pickaxe nou și chestia asta. Asta. Un furnal care îmi trebuie coke brick. Nu știu cum să explic cum e în română, dar în fine. Sandstone, deci nisip. Porcelan clay. Porcelan clay facem cu clay și cu bone meal. De asta avem noi nevoie de acele oase care le-am luat și o să-și facem asta deja și o să punem deja să pregătim. Putem face și porțelan, dar noi vom face numai 4, că atâta ne trebuie. Puteți să observați că avem acolo foarte mult clay, which is good. Gravel și de asemenea trebuie să distrugem dita mai construcția care a făcut-o fratele vostru. Fratele vostru a făcut chestia ce acolo șa. Uite încă catfish. Doamne, ce bucuros că în sfârșit am început să filmez și că pot să scap și să golesc din inventar, pentru că tot nu vreau să fac chestii ca să zic, să vă arăt că, na, până la urmă de asta filmăm și chestii trestii, știi? Bun, octopus, habar n-am ce poate smelting, cooked octopus. Ok, deci putem face chestia asta și putem, eventual o să-l păstrăm octopusul ăsta în modul ăsta, gen. Bun, hai să spargem cu mânuța, acolo frumos, tot dico ăsta. Probabil o să scadă nu HP, o să scadă mâncarea la 0, dar, yeah. Folosim, mă? Ne, că n-are durabilitate. Yay. Lag? N-are lag. Ideea e ca să facem rost de flint, probabil o să lăsăm pe vălile o mâncați așa chitei. Toată șmecheria asta am luat o groază și o trebuie să stau noaptea, că m-au prins noaptea până am făcut treaba asta. Și gen, aveam nevoie de flint. N-am mai folosit pickaxe-ul de flint, am început să o folosesc pe la de piatră. Pentru că, da. Și am construit treaba asta și am zis, bă, hai să... Așa, din început de episod măcar, știți? Foarte bucuros am fost și... Bucuros, dar și uimit, practic, în același timp. De faptul că ați fost destul de mulți. Să vă uitați la seria asta mică. Mică, mă rog. Seria asta de Molten Clay. Seria asta de Minecraft Enigmatica. Ceea ce pe mine mă bucur pentru că mi-mi place modul. Am văzut pe YouTube și am zis, bă, hai că pare interesant să filmăm și eu. Să filmez și eu. Mă zic și eu că pare greu și interesant și cu mașinării și chestii. Și bă, că vă place și vă implicați. Bun, ideea e următoarea. Am făcut un sharpening kit, cum să vă arăt eu vouă, din lemn. Îl punem acolo pentru că oricum o să dispară și, pentru cei ce nu știți, puteți să faceți niște casturi. Casturi de-astea, de unică folosință, din clay. Deci noi acum să turnăm clay pe deasupra. Și apoi o să facem de asta de cupru, dacă nu mă înșel că avem aici, da? Școala de cupru, well, să ne upgradăm unul din cele două picuri. Probabil o să facem asta de flint, pentru că gen suntem deja acustomed. Sau ceva. Bun, acum punem ăla acolo. Și, uite, un zombilău. Cupru, clay și dă în gurul ăsta.
Wow. Mâncava așa că vă știți ce armură are asta. Deci dacă dropează armura aceea și are și durabilitate. Habar n-am ce face sabia aia. Asta dacă ne dă... Oh! Armură. Fairy plate. Nu putem face și noi ceva să scadă din mâncare. Acum nu vreau să mai mâncare. Bă, e strong, bă, dar mi-e simțit, mai e. Nope. Yes. Knighty boots. Oh, that's a good one. Și așa ăștia de aia să duc. But. Să scăpăm din blocuri, știi? Și acum o să pot să vă arăt cum facem cu flash-ul, ca să mă credeți. Deci, fiți atenți, îi punem acolo pe niște drying rack, după nume, usucă chestiile. Și așteptam. Uite aici, încă o dată, steel leaf. Bă, să vă spun sincer și adevărat, vă zic așa ceva sincer, de suflet, mă, bă, de suflet, vă zic, fratele vostru acum vă zic, de suflet. Vreau chiar, chiar vreau să vă spun că-s prost și că, nu ne trebuie o groază de astea. Acum am realizat și eu n-am făcut destul. De fapt, nici măcar nu am destule chestii. Holy crap. Probabil, mai mult ca sigur, o să trebuiască să mai mergeți ne bate cu niște zombalei. Hai să punem noi pe aici niște treburi. De fapt, cu scheleți, nu chiar cu zombi, dar tot acolo vine, că tot trebuie să mergeți să ne batem cu ce fost de ăștia. Și foarte greu, pentru că am fost și m-am uitat un pic prin împrejur. Adică mă refer la 20 de blocuri distanță. Din zona asta. Și eu nu prea am găsit bone blocuri sau chestii de genul, știi? Că există blocuri de ăsta. Vezi? Dar eu n-am găsit. Și practic trebuie să mă duc să-mi o dau party în party cu zombalei. Pentru cei ce nu știți, ăsta se pot transforma în slime-uri. Which is good. Bă, eu aș face o șmecherie acolo. Ca să mai creștem durabilitate, parcă. A? Armor toughness, orice ar însemna asta. Bun, păi trebuie să mergem să mele stin zombalei. Asta nu vreau să o folosesc, vreau să fierb. Ceva pe chestii. Stone to road, bă, nu o să ne ajute stone to road-ul ăla. Asta cred că putem să punem jos. Să căutăm scheleți acum. Nu pot să pun nicăieri, mă. La umbra nucului bătrân. Un papuc se cacă. Aha, lasă acolo. Oh, mama. Bă, de zombalăi nu mi-i, dar de scheletul ăla da. Yes, oase, bine, boss. Cu zombalăi e mai ușor, știi? Cât timp n-au magie, eu tot posta mânca la tata. Hai să-i luăm așa pe rând. Culege noi după aia, ce? Să nu, văleu. Trebuie și o sabie mai bună, fraților. O sabie neapărat mai bună. Să aici concentrați să-mi iau în gură, știi? Cred că mă puteți înțelege. Încercăm să dăm cu critică. Oho, bine, boss. Teoretic, cu cât ai mai multă experiență pe fiecare unealtă, cu atât o folosești mai bine. Presupun, asta nu sunt sigur, cu cât ai mai multă experiență pe sabii, dai mai mult damage sau îi crești durabilitatea, încarcă mai repede. Bă, tu chiar îți curios ce chestii îmi dai? Ok, that's nice. Putem să aruncăm. Și pe acolo mai avem 2-3 lucruri. Dar hai să ne liniștim așa un pic, să vedem ce s-a întâmplat pe aici. Niște papuci cu feather falling, ceea ce noi ne interesează. Mana wear robă, putem să o punem acolo? Bine, boss? Nu putem. Bă, asta spune că... Stai. Ah, ok. Less mana cost on mana tools and rods. Increase proficiency with magical rods. Ok, deci asta e bottom-ul, dar pe noi nu prea...
Nu cred că ne ajută cu ceva treaba aia. Avem aici niște esențe, niște săgeți. A, încă niște papuci aici. Nu noi care e viața papucilor ăstora? Bă, hai să aruncăm de aici chestia asta, că nu e neapărat, neapărat acum, știi? Bun, eu sunt foarte bucuros de acele oase. Pentru că putem în sfârșit, da, aici am făcut niște terraformare. Putem în sfârșit să facem ce ne-am propus. Sper. E de ajuns. Facem tot. 15, noi avem nevoie de 4 ori 3. 12, perfect, numai la bine. Acum nouă o să ne trebuiască să lăsăm niște, să facem niște spațiu. Luăm sandu și facem chestia asta. No, bun. Acum, de ce îl fac compresat? Că-i ca să câștig spațiu, înțelegeți? Luați-o logic, de ce compresa ceva? Ca să câștigi spațiu. Bun. 3 de astea. A, da, corect, nu am loc. Which is ok. Cred că acum putem face așa ceva. 3 ori 3, 9, perfect. Și putem să facem kiln. Hai să facem noi așa. Și pe tine, quest complete, în sfârșit am făcut un quest în plus. De ce vreau kiln? Sau, mă rog, cum s-o pronunța cuvântul ăla? Pentru că, cu ajutorul acelui chestii, o să putem să facem chesturi. De ce? Pentru că în jocul ăsta, cum e el așa drăguț și frumos, e un pic mai dificil să faci chesturi, știți foarte bine. Ne trebuie treated wood, adică lemn tratat. Dar ca să faci treated wood, cred că trebuie hollow ăsta. Stați un pic, nu sunt sigur de o chestie. Nu sunt sigur, dar presupun că o să descoperim. Ah, dar de fapt am nevoie de mai mult decât atât. Pentru că practic trebuie să facem asta. Un 3 pe 3. Oh God. Nu mai știu matematică, mâncavaș. Ok, încă suntem departe de a face treaba asta. Oh my God, that's gonna be so fucking hard. Presupun că despre asta e vorba în jocul ăsta, să fie totul foarte, foarte dificil. Pe mine nu chiar mă ajută asta. Dar o să facem să ne ajute. Bun, o variantă foarte rapidă și nu foarte eficace e să faci crafting table-uri de astea și lași itemele acolo, știi? Nu e foarte fain, dar măcar reușești să scăpi de câteva iteme, știi? Mai ales când aveți 100.000 de prostii, așa cum am eu. Bun, hai să mai facem niște crafting table-uri. Oh my God, casa asta devine foarte urâtă. Hai să lăsăm chestiile astea afară. Am făcut pe ce un pic cu două, trei chestii. Putem să luăm și sharpening kit-ul ăla. Bun, până o să facem alea, noi ne facem loc în inventar, că... Da? Și eventual o să-și plecăm. Hai să luăm noi treaba asta. Spunem pe noi că gen... Papuci. Ei. bun, 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 bun. Inovații inovatoare. Nu ti laga tu, oare? Scrieți-mi și mie în comentarii ce ați fi făcut voi în locul meu ca să faceți rost de oase. Mă rog, de bone meal, de fapt. Pentru că, da, ați văzut, reușim să facem un pic, un pic, un pic, un pic. Aoleu, s-a băguit de tot. Nu s-a băguit. Spuneți-mi voi ce ați fi făcut în locul meu, fraților. Pentru cam tot. Hai să facem un prim pas. Nu așa. Știam că nu este așa. Vreau să văd dacă sunteți atenți. Știu că cineva acolo în spate a urlat de genul strău, nu fa asta, că nu așa merge.
Hai să punem asta acolo, punem asta acolo și nu așa se face. Știam asta. Știam că așa se face. Știam asta. Bun, mining level copper. Grozav. Am făcut un upgrade. Bun. Deci am început să facem chestii care ne pres care ne vroiam să le facem la începutul acestui videoclip. Chestia asta trebuie să o terminăm într-un fel sau altul. Hai vedem ce putem lua de aici. Putem lua aluminiu. Grozav. Asta nu. Dar știu că am găsit eu niște certus pe acolo. Așa că să vedem dacă îl găsim. Să luăm și cupru. Foarte mult, foarte mult fier, fraților. Foarte, foarte, foarte mult fier în zona asta. Nu mă plâng, pentru că de fier noi tot o să avem nevoie. Dar e un pic cam trist că nu putem să luăm deocamdată. Atici, clay. Nu știu ce să... Nu știu, mie vine să plâng când văd atâta fier aici. Dar în același timp... uite-l. Ne trebuie cobalt. Cum arată, mă, cobaltul? A? Cum se face cobalt? Cobalt. Oh. Băi, certus. Totuși asta, certus quartz or, nu e același? Ok, asta e osmium. Certus quartz. Tier 7. Tier 2. Băi, eu cred că este o mică neînțelegere la mijloc. Cred. Electrical Baron Sharpening Kit. Ha? Cum fi asta? Certus Quartz. Mining Levers Certus. Perfect. Prismarine. Sau oare putem face... Băi, oare în cartea noastră primim ceva reward? E posibil. Habar n-am. Puteți, după cum puteți vedea, sunt un pic de alandala. Certus Quartz Cristal. Și aici ne dă niște chestii. Grout, mining glass sau coal. Bă, probabil vrem coal-ul, cu grout-ul nu prea avem ce face cu el deocamdată. Dar... Băi, cum... Asta. Scuze, s-am descoperit pe aici ceva? Nu. Asta e immersing engine manual. Încă nu vrem să-l deschidem pentru că nu avem kill-ul. Op. La niște damage. Băi, eu zic să mergem să plecăm un pic în explorare. Ciudat că e negru. Eu am fost până prin zona asta și a fost foarte sadic, dar pune soarele. Cred că tot până la urmă o să așteptăm să vină scheleții la noi. Pentru că pare foarte sadic să mă duc. O să mă interesez un pic despre ce e vorba. Hai acasă. Pa 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 pa. Oare iau copy-paste dacă fredonez așa ceva? Fare noapte. Și-a trist, mă, când e noapte afară. A, bun, am mai făcut niște bone. Stai, că noi avem niște treabă în paralela tristeții mele. Unde ești? Domnul, am lăsat. Oare l-am pus în bag? A, nu contează cui pasă. Unde am pus mâncava și ochii voștri? A, dacă toți suntem aici, toți suntem în zonă. Nu băgăm noi niște fier aici. Băi, mult. Stai, vedeți cât fier o să avem după ce luăm de acolo. Bun, tu nu mai contează. Pește. Nu vreau să fier aici pentru că nu are niciun rost, sincer vă spun. Adică, mi se pare că îl consum dacă... Acolo are... Da, aici, mă, bravo. Zicea că avem nevoie de bricuri.
Mai avem bricuri? Bă, nu mai am bric. Să-mi bag, deci mă pierd. Așa tare, e o dezordine totală, nu sunt obișnuit cu atâta dezordine. Vă spun sincer și adevărat, adică fratele vostru vă minte. Și e multă dezordine, ce bă, nu. Nu-i fain. Ce m-am spune, totuși. Nu tu, tu. Că sunt partea asta. O să vă învăț o fază șmecheră. Un witch. Ah, bă, nu mai avem aici. Și tu am nevoie. Tu nu mai am nevoie, tu nu mai am nevoie. Coke. Credeți că... A, nu. Ok. Să zicem 7? Nu. No, that should do. Oh god, that's gonna be so fucking long. O să dureze un pic. Bun, fier. Yes. Ridică. Și dacă tot suntem aici, o să lăsăm lasă așa. Să mai facem un cast, că l-o dispară probabil. Da, și mai facem un cast, știi? Și mai chiar așa tot. Refolosim clay-ul, că... Știu că îndată tot avem, știi? Nu! Băi! Nu, bă, mi-o topit ăla. Fută la trompii. A, deci nu pot să-l refac. Am zis eu că îl șustez acolo, dar nu. Nu pot să fie. Bun, și acum o să avem mining level iron, perfect. Bun. That's good. Putem să aplicăm niște quartz la treaba asta? Știu care modifiere. Are 5 modifiers. Probabil o să vrem gen să-i punem redstone pe el. Eventual diamond. Mamă, cât a cupru. Trebuie mai mult loc de stocaj. ASAP. As fast as possible. De ce aud eu pagan? Probabil s-o spawn în jos pe acolo. I don't like pagan. Yes. Adică, cred că acolo. Aici, a, și-am făcut un pic de acoperiș, gen. Bă, stai că dacă tot suntem aici, mergem la niște vâna de... Scheleți. 360. No scope 360, bă. Bă, nu știți, nu, nu știți, știți doar meduzi. Credeam că-s ciumpala, de ce e? Mâncare, 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 mâncare. Mamă, dar ce? Bun. Cu tine fac pa din tine mâncate așa. Bun. Tristă-i viața fără schelet măcavar. Pat fac din tine, gata. M-a hotărât. Căleți, băi, hai măcar să încercăm să facem un pat. Dacă nu reușim în episodul ăsta să facem chestia aia. Știi, pe principiul, băi. Dacă toți suntem săraci, hello, băi, și băcuții. Și de alea. Dacă toți suntem săraci, hai măcar să fim săraci, dar pe jumate, știi? Well, that's a discovery. Ok, I can take that. Dar nu mi-aduc aminte să fi văzut chestia asta, asta e. Interesant. Jucăm să mergem jos acolo? Hai să mergem jos acolo, vedem, poate... Cu puțin noroc, hello! Parcă, deci minez colo, parcă n-am văzut colo în viața mea să mă bat picioare, dacă nu. Uite acolo niște andesai, niște cupru, quartz, fier. N-na, avem nevoie de aici, de nimic. Deocamdată. Sunt curios doar. Care e următorul nivel după fier? Gen gold? Da, nu văd interesul să-ți pui gold pe armă. Pe pickaxe. Eventual, nu știu, pe armură, să-i dai, strălucești în noapte. Oriceva. Nu știu, fraților, ziceți-mi și mie ce părere aveți. What a unique flavor you gained, ceva.
Încă o inimă. A zis, mă, a câștigat încă o inimă. Îi place, îi place un palacul nostru. Plag. Nimă! Stai că mapa asta e dat, dusă dracu. Nu-și dă refresh, vezi viața ei? Nu ne putem baza pe mapă. Nimă, dar ce satan e asta, mă? Village? Mâncate-ar tata. Dar nici nu-mi vine să mă duc acolo. Dar tot mă duc, din curiozitate. Dar știi cum? Din respect pentru chestia asta, cât de bine arată. Oh, hello, I need you. I need you and you need me, actually. To be powerful. Bă, dar ce satan este, mă? Bun. Pat. Eee, nu. O să distrugă sabia dacă te tai de asta. Dar, bă, arată fine. Aici ne mutăm, gata, e clar. Home sweet home? Poate iese ceva, da, naibii, pe ușă, un dragon, ceva. Ia să vedem o mâncată în cor. Wow. That's an actually nice thing. Și avem chesturi. Gata, ne-am scos. Vorbesc puțin, bă, pentru că îți gen... Încerc să... Fiu pe fază ca web. Încerc să fiu pe fază în caz în care vine ceva de unde nu știi? Chesturi. Mă rog, chesturi. Furnace-uri. Da. Putem face asta, nu? White terracotta, hey bye, aici, băi, mișto, mă. Ce-a fost probabil ceva luptă antică, în care, luptă antică în care fraierii ăștia au pierdut, probabil. Și la black terracotta. Single sand. Cobweb. Oh, it's so green. Bă, eu să iau cobweb-ul ăla. Nice. Flag. Și ceva, o să renunțăm la toate prostiile astea și o să luăm tot ce găsim în zona asta. Bine, boss. Bine, bossulica. Da, ce ai făcut, mămica? Bine, bossulica, bine, bossulica. Hai mă că ne-am scos. Avem pat, cred că o să terminăm și kill, nu vieții. Au. M-am speriat treaba asta prima dată, dar să știți că-s bucuros că am venit aici până aici. Love. Așa tare, nu presimt eu ceva ok în zona asta. Și dacă mi-au jumpscare, să vedeți-vă ce-o bag în pizda măsii din zona. Nu mai tată, gata, hai. Afară, pe unde am intrat, pe acolo ieșim. Nu știu, mi se pare bizară treaba, adică gen... un chest. Mi se pare bizară treaba, un chest. Că o să vină niște nătânși de unde nu, că am mai văzut astea pe YouTube. Gen, da, îți dau ăștia bait acolo ca să vină la noi, miroase frumos, chestii de-astea. Când te întorci spatele, pac, ți-o dat-o pe la spate. Bă, ăsta e un biome special, din biomes of plenty, mai mult ca sigur. Deci noi venim din zona aia, cât e ceasul. Cam e midday. Hai să mai mergem un pic, poate mai găsim două, trei chestii faine. După aia zburăm acasă, mâncavaș. O să învățăm să zburăm până acasă. Și o să oprim episodul, mai mult ca sigur, o să reușim. Sper eu să facem kill. Și... cu alea fiind spuse, da, mă, ăsta e baie în special. Cu alea fiind spuse, lagul e mare. Bă, așa ar trebui să arate un baie în Minecraft. Mi se pare total acurat,
felul în care acest baim arată pentru un mossy biome sau cum dracu-i se spune, arată genial de bine. Da, frate, dacă vă jucați modul ăsta, vă rog eu din suflet, faceți-o pentru mine. Cu un calculator mai bun sau nu, aveți un pic de răbdare să încarce acele... Mă rog, deja este un calculator relativ bun să te joci modul ăsta. Eu tălpici un palac. A, deci un zombalău, bine mă, cât unul. Dar știam eu că e ceva... ceva tătâi. Da, fraților, și am revenit, am ajuns acasă. S-a făcut noapte, între timp, mă rog, aproape. Am mai omorât în sfârșit un zomba, un schelet și am reușit să fac un pat. Mă rog, să facem zi. Să facem zi, fraților. Chiar trebuie să facem ceva cu casa asta oribil aici. Arată foarte, foarte nasol și chiar nu-mi place. Hai să mâncăm ceva și să terminăm de făcut ceea ce am început. Și să terminăm, de fapt, nu ne-a ajuns. Futolai, trompi. Băi, dar nu putem încă încheia episodul, mă, dar n-ai cum, futolai. Băi, dar nu ceva neregul. Da, fraților, și ziceam că încă nu putem să terminăm episodul, pentru că văd că încă n-am ajuns să avem nimic din ceea ce n-am terminat, dar din păcate trebuie să terminăm aici, pentru că văd că nu se mai poate. Îmi pare rău să spun asta, dar eu am fost Rohan Gaming Ro, iar pentru moment v-ați fost voi. Și până data viitoare, nu uitați să dați un like, share și un subscribe dacă încă nu sunteți abonați la canal. Eu o să continui să fac pe aici 2-3 chestii. O să continui să mă joc, of course, because, well, chiar vreau să mă joc. Și cu puțin noroc, o să reușesc să termin kill-ul ăla. Dar doar cu puțin noroc, pentru că deocamdată nu prea am avut noroc. În afară de chesturile alea care nu au fost chiar așa norocoase, dar contează, stă pe acolo. Ciao!